Situația în Mehedinți pare să fie din ce în ce mai gravă. Cazurile de COVID-19 au crescut alarmant în ultima perioadă la nivelul județului. Doar în ultimele 24 de ore, peste 40 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv. Cele mai afectate localități la momentul actual sunt Vânători, Godeanu, Ilovița și Hinova. Se pare că pandemia și-a făcut simțită prezența în Mehedinți. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat aproximativ 7.000 de cazuri de COVID-19 la nivelul județului de la începutul pandemiei și până în prezent. Doar astăzi, 40 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv, iar alții doi au pierdut lupta cu boala. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 983 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 516 persoane se află izolate la domiciliu asimptomatice, 175 persoane sunt internate în spital de suport COVID din județ. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost confirmate cu COVID-19 42 de persoane și au fost înregistrate 2 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este 1,93. Odată cu numărul de cazuri, crește și incidența atât la nivelul județului cât și în fiecare localitate. Vânătorii, Godeanu, Ilovița, Hinova, dar și Drobeta, Turnu Severin sunt cele mai afectate localități, rata de infectare ajungând chiar la 1,93 la 1000 de locuitori.